da. Probabil că și tu ești fan Wednesday, nu? Sau măcar ai auzit odată în viață de serialul ăsta. Mai ales că s-a și filmat pe meleagurile noastre mioritice. Wednesday a avut premiera pe 23 noiembrie și a reușit să strângă într-o singură săptămână 341,2 milioane de ore, reușind să surclaseze Stranger Things. Evident, Tim Burton s-a ocupat de celebra serie de pe Netflix, iar povestea o portretizează pe Wednesday Addams, adică pe Jenna Ortega, care își începe aventura la Academia Nevermore. Serialul arată incredibil și nu este de mirare că e filmat în... Tobele, România! Da, așa e, ai auzit bine. Acum știi de ce ți s-au părut unele cadre atât de familiare. Hai să vedem și ce zone a ales Tim Burton pentru filmările din serial. Prima oprire este în Bușteni, la castelul Cantacuzino, unde s-a filmat exteriorul Academiei Nevermore. Mai departe, scenele din interiorul Academiei Nevermore au fost filmate în Casa Monteoru, conform Netflix România. Celebra locație se află în București, pe Calea Victoriei. Continuăm cu Wednesday, care în primul episod este exmatriculată de la școală, iar scenele au fost filmate chiar în Politehnică. Tot în acest episod avem câteva cadre și la o piscină. Aici aflăm și motivul pentru care a fost exmatriculată Wednesday. Dar nu vrem să facem spoilere. Vă zicem doar că locația este tot în București, la bazinul de înot Dinamo. Ajungem și la cei de la Nevermore, care au ore de biologie fix în grădina botanică Dimitrie Brânză din București. Fără să dăm spoilere, dăm o fugă rapid și pe la conacul Olga Greuceanu din Dâmbovița, acolo unde în episodul 6 se pare că Garrett Gates a locuit odată. Și ultima locație de pe listă este Gara Regală din Sinaia, în cadrele filmate în apropierea Academiei Nevermore. Ah, și apropo, George Burce este actorul român care a marcat cel mai mare succes din cariera sa odată cu filmul Wednesday și de asemenea magicianul Victor Dorobanțu, care a primit rolul celei mai celebre mâini din lume. Mai exact, mânuța a fost interpretată fix de el. Ce tare! Congratulations, y'all! Acum, dacă n-ai văzut încă serialul, you have to. Chiar merită văzut!